școală venea un băiat. Mergea spre casă, dar pe drum s-a întâlnit cu Iisus. Cinci pâinici și doi pești el avea, prânzul de acasă, dar mii de oameni erau flămânzi. N-aveau mâncare, Domnului i-a dat tot ce avea. Puțin e mult pentru el. Fiare, am fost izgândit și din
și am fost îngenunchiat. Nebun m-am făcut și am trăit așa cum am vrut. Nebun de toate mai presus și pe toți am supus.
noi, să ne ajut să nu uităm că tu rămâi mereu lumina dimineață m-am trezit. Ce am auzit? Împăratul nostru un decret a dat, pe urmă l-a semnat. 30 de zile le-a interzis să se închine domnului, dar cred că Daniel tot se va ruga și la noi îl vor arunca. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului se va ruga. Atunci prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului se va ruga. Atunci prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Împăratul n-ar fi vrut să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că ni-l a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel au aruncat. În fometați eram, ne-am așezat la masă, ce bine mirosea, pregătiți eram. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat. Și acum prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat. Și acum prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Leul spune rugăciunea și la masă stăm frumos. Leoaica spune papă tot, dar... Dar ce se întâmplă? Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit. Și dinspre dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel, el a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins. Atunci deodată din groapă l-a scos, tare bucuros. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat și prânzul nostru el n-a devenit. Domnul l-a izbăvit. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat și prânzul nostru el n-a devenit. Domnul l-a izbăvit. Ok, le înțelegem pe toate, dar nouă tot foame ne e. Cei ce l-au acuzat pe Daniel în groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii, mai bine în orice zi de Domnul să ascultați. Cei ce l-au acuzat pe Daniel în groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii, mai bine în orice zi de Domnul să ascultați. Așa că, dragi copii, mai bine în orice zi de Domnul să ascultați.
Înconjurat 7 zile cetatea și puterea mea o veți vedea. 7 preoți cu trâmbițe în mână să poarte chivotul înaintea lor. Când al cornului sunet se aude, atunci să strige tare al meu popor. Să-l urmăm pe Iosua în luptă, că Jerihonul vrem să cucerim. Chiar de greu de înțeles pentru toți azi, planul Domnului noi vrem să-l împlinim. Să-l urmăm pe Iosua în luptă, că Jerihonul vrem să-l cucerim. Chiar de greu de înțeles pentru toți azi, planul Domnului noi vrem să-l împlinim. Chiar de noi nu putem înțelege ceea ce Domnul azi ne-a cerut. Aceste ziduri înalte să cadă doar prin al nostru cânt. Nu vrei război normal cu arme și luptă, ci doar cetatea să o înconjurăm. Și dezarmați să pornim azi la luptă, iar noi porunca vrem să-ți ascultăm. Să-l urmăm pe Iosua în luptă, că Jerihonul vrem să-l cucerim. Chiar de greu de înțeles pentru toți azi, planul Domnului ne vrem să-l împlinim. Să-l urmăm, că Jerihonul vrem să-l cucerim. Planul Domnului ne vrem să-l împlinim. Prin credință pornim azi la luptă și Jerihonul vom înconjura. Pas cu pas, tot în jurul cetății, oare ce se va întâmpla? Trâmbițele sunau în neștire când un preot din corn a sunat. Cornul a început să răsune, atunci cu toată puterea-mi strigat. Să-l urmăm pe Iosua în luptă, că Jerihonul vrem să-l cucerim. Chiar de greu de înțeles pentru toți azi, planul Domnului noi vrem să-l împlinim. Să-l urmăm pe Iosua în luptă, că Jerihonul vrem să-l cucerim. Chiar de greu de înțeles pentru toți azi, planul Domnului noi vrem să-l împlinim. L-am urmat pe Iosua în luptă și de Domnul l-am ascultat. Au început zidurile să cadă și Jerihonul într-o clipă a fost format. Noi l-am urmat pe Iosua în luptă și de Domnul l-am ascultat. Au început zidurile să cadă și Jerihonul într-o clipă a fost format. Jerihonul într-o clipă a fost format. Jerihonul a fost format. Pe vremea împăratului Nebucadnețar, eram un Babilon și eu un mare demnitar. 3 prieteni buni erau la rândul lor, numiți administratori în fruntea marelui popor. A decis pe atunci marele împărat
să-și facă o statuie la care toți au închinat. Însă a aflat că prietenii mei nu vor să se închine înaintea altor zei. Shadrach, Meshach și Abednego, de ce nu vă închinați înaintea chipului meu? Eu nu ne vom pleca, împăratul meu, pentru că nu încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu vorbesc în numele nostru când spun că nu ne vom pleca în fața unui monstru. Nebu atunci, plin de furie, l-a zis: veți muri cu toții dacă nu vă închinați mie. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Nebu atunci a poruncit să fie aruncați în cuptorul încălzit să fie executați. Dar în loc de scrum și moarte, patru oameni vii umblau prin flăcările mari încinse și aurii. Împăratul-i strigă: ieșiți acum afară! Cei trei erau nevătămați de-a focului gheară. Dumnezeu a fost cu ei în cuptorul încins și focul n-a avut putere de ei, nu s-a atins. Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Chiar dacă din foc nu ne-ar salva altor dumnezei, nu ne vom pleca. Îi vom sluji neîncetat, El e mereu neschimbat. Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice